Gabriela Necula a absolvit Colegiul Național Vasile Alexandri din Galați și a fost singura elevă din județ care a reușit să obțină nota maximă la examenul maturității. Pentru meritul său, joi a fost premiată într-un cadru festiv. Și pentru că și pentru dumneavoastră urmează un ciclu de 4 ani de zile însemnând aici facultatea, așa cum am spus, vreau să-i urez în continuare succes, să-i înmânez o diplomă de merit din partea primăriei municipiului Galați, împreună cu un cec în valoare de 2000 de lei. Mulțumesc. Mulțumesc. Și un mic cadouaj din partea municipalității, agenda și tot ce putem noi da de obicei la protocol. Singurul lucru pe care aș mai vrea să ți-l urez e, nu știu, nu te-am întrebat pentru că e prima oară când ne întâlnim, dacă facultatea pe care o vei urma va fi pe teren românesc sau în străinătate. Încă nu mai gândesc, dar cel mai probabil în străinătate. Am înțeles. Din păcate, o spun din păcate pentru că mi-ar fi plăcut extrem de mult să știu că astfel de valori rămân pe meleaguri gălățene sau măcar pe meleaguri românești. Ceea ce sper, dar e doar o speranță lăuntrică a mea, e să faci sau să le faci și lor cam cine fac ei nouă și după 4 ani de zile, după ce ai acumulat extrem de multă, să te întorci înapoi, să faci școala pe banii altor state și să vii cu informațiile înapoi acasă, pentru că prea des aud studenți sau elevi în care statul român a investit și, din păcate, ulterior terminării studiilor, nu prea mai avem ce să le oferim ulterior. Mi-ar face extrem de mare plăcere să te întorci înapoi, în Galați, în mod special. Sper din tot sufletul ca peste 4 ani de zile, când vei termina facultatea, Galați o să arate altfel și, într-adevăr, să reprezinte pentru tine o opțiune demnă de luat în considerare ca și carieră, ca și familie, din toate punctele de vedere, să reprezinte viitoarea ta casă așa cum o reprezint acum. Felicitări încă o dată și succes! Mulțumesc! Să fie caz, adică să mă întorc, să fie o speranță pentru oraș și pentru țară în general. Chiar mă gândesc și eu în considerare, adică opțiunea mea de a studia în străinătate nu are nimic de a face cu faptul că nu-mi iubesc țara sau ceva de genul. Pur și simplu, ideea de a acumula experiență în alte țări și de a aduce ceva semnificativ înapoi în societate mi se pare convenabilă. Ce să vă spun, am emoții foarte mari, doresc să vă mulțumesc din suflet și mă simt onorată să mă aflu astăzi aici, în prezența dumneavoastră. Sper să fie o realizare care să deschidă un drum, să fie doar un început. Sper să am multe altele, cel puțin la fel de bune ca aceasta de anul ăsta. Prin bine bani de vacanță? Nu îi consider neapărat bani de vacanță, sigur, sigur. Mai degrabă fondul pentru facultate. Adică mă gândesc să-i economisesc pentru că o să am nevoie. Gabriela intenționează să își continue studiile în Olanda sau Marea Britanie în domeniul dreptului cel mai probabil, după care ia în calcul și o eventuală întoarcere în țară pentru a profesa.